am niște emoții, dar nu știu cum să vă spun. M-am pregătit un pic mai devreme. Când te întâlnești cu o familie care au împreună 50 de ani, trebuie să faci plecăciuni, pentru că sunt niște exemple pentru comunitățile noastre. La mulți ani! Vorbe multe, sărăcia omului. Atât am putut să fac și eu pentru dumneavoastră, într-o situație delicată a municipiului. Nu e cazul să spun acum greutățile și problemele, le știți cu toții, le știm cu toții. Dar prin puținul acela, am considerat că meritați o mică atenție în comparație cu cât efort și cu câtă muncă ați depus pentru ca orașul acesta să fie așa. Vi se datorează mult și sperăm ca noi și generațiile ce urmează să ținem măcar la acest nivel orașul Mergidia. Vă mulțumesc mult și ne vom întâlni și locale în parte. Doamne ajută! Deci familia Abduraim, Nejadin și Terihan.
La 50 de ani de căsătorie, în primul rând, să păstrezi un mariaj 50 de ani, înseamnă că ești un om care a reușit în viață și care trebuie să fii privit cu admirația respectivă. Noi suntem undeva la jumătatea vârstei și deja simțim că lucrurile sunt destul de complicate. Tocmai de aceea, pentru momentul acesta destul de important în viața unui om, trebuie punctat și trebuie, cum să spun, un gest cât de mic de apreciere. Oamenii aceștia au fost învățați pe parcursul vieții, trecând prin vremuri mult mai complicate decât astăzi, se mulțumesc cu atât de puțin încât și bună ziua dacă le dai, lor le râde fața. Am făcut acest lucru acum, ne-am întâlnit cu toții, le-am dat bună ziua și respectul cuvenit. De ce așa multe cupluri deodată? Da, e un lucru care nu a depins de mine, ci pur și simplu din cauza situației financiare a unității administrative, multe hotărâri judecătorești care au trebuit puse în aplicare de urgență și a trebuit să iau cu inima îndoită de la, vedeți, de la cuplurile la 50 de ani, de la cuplurile la 25 de ani, de la majori de la 18 ani, de la tineri căsătoriți, de la transportul elevilor, să plătim, așa cum e normal, datoriile acestei primării, care înseamnă mai mult decât gesturile acestea, înseamnă funcționarea întregii comunități și a spitalului și a școlilor. Și am salvat, să spun în acest fel, primăria de la colapsul în care se ducea, cu acest mare sacrificiu de a le, cum să spun, de a le trece mai pe o altă poziție a priorităților drepturile pe care le au acești oameni. Acum trăim în acest oraș pe care ei l-au construit și le datorăm respectul nostru și cred că facem prea puțin pentru ei. Cum e, doamna, la 50 de ani de măriti? Hei, e foarte frumos! Dacă știi să o trăiești cu limite și cu urcușuri și cu coborâșuri, merge viața înainte frumos. Cum să fie? Cu dragoste și respect. Așa? Da. Nu v-ați plictisit? Nu. Cu iubire. Și iubire. Aveți o soție? Da. Demnă de... Cum e, doamnă, la 50 de ani? Fidelă. E foarte frumos, am întâmpinat și bune și rele, dar ne-am ținut tot așa, cu dragoste și cu respect. Au rămas în amintire doar alea bune, a? Așa, alea exact, bune, da. exact. Bine, totul e bine, numai când merge rău nu e bine, dar în rest e perfect, perfect. E vreun secret, doamnă, ca să apuci 50 de ani de căsnicie? Cred că toleranță, înțelegere și dragoste în primul rând. Da. În căsnicie sunt și greu. Am 53. Da, mulțumesc. Care e secretul să apuci 50 de ani de căsnicie? Dom'le, sănătatea. Sănătatea. Dacă nu eram sănătoși... Și înțelegerile cu nevastă. Înțelegerile sunt foarte bune. Dacă suntem împreună de 50 de ani... S-a surat și este bine și a plecat în lume.